eram oarecum rude prin alianță cu Maniu. Doamna pe care ați văzut-o, Flavi, se cheamă de la părinții ei Bărnuțu. Mama ei se chema Bărnuțu. Erau rude cu Simeon Bărnuțu directe. Și una dintre mătușile ei era vară primar cu bunica. Și pe ea a crescut-o străbunicul meu, împreună cu mama, cu bunica, cu tatăl meu. Deci era rudenie apropiată. Maniu a fost un om deosebit. Eu am spus că în viața mea Dumnezeu m-a hrăzit să cunosc niște oameni cum n-am mai văzut niciodată. Nu ne interesează. Nu vă interesează. Nu ne interesează absolut așa, deloc. Bine. Pentru că acest fel de a cunoaște oameni deosebiți nu înseamnă nimic. Vai ce mult înseamnă. Vai ce mult ce înseamnă. Uitați-vă. Spune-ți-ne ce înseamnă. Uitați-vă ce înseamnă. Spune-ți-ne ce înseamnă. Maniu, când aveam 5 ani. Da. Maniu știa să vorbească cu mine. Păi și dacă vorbea cu dumneavoastră, vai, dar nu vă puteți oricine, nu vă puteți copil, dar nu vă puteți închipui ce îl iubeam. Întâmplea, mă rog să mai facem tot apologia. Noi eram rude cu Vaida. Cu domnul Vaida, voievod Alexandru, infatuat și nu puteam să-l sufăr. Știu că aveam 5 ani, mă puneam bunica să-l sărut, că era neam cu ea. Nu puteam, aveam mustățile alea așa, venea cu zona îmbrăcat în dinner și era infect. Și mă luam brațe, nu puteam să-l sufăr, mi-am ducea bomboane, nu le primeam. În schimb, când venea Maniu, luam așa de picioare. Nene Iuliu, ce mă bucur că te văd! Avea ochii albaștri, se uita, te mângâia. Ce ai făcut tu, drăguță? Ce păpușică ai tu? Cum o cheamă? Asta nu se uită. Nu se uită. Tot timpul avea câte ceva să-ți dea cadou. Dar vorbeam cu țăranii, veneau acolo oameni, veneau servitori. Impecabil. Impecabil. Cu oricine. Fantastic a fost Maniu. Fantastic. De fapt, n-a fost Maniu fantastic. Da, da. Erau vremurile de așa. Dar nici n-a fost singurul nenorocitul. A mai vrut cineva să lupte alături de ei, să facă politică morală. Ați auzit pe altul. Ce e politică da. Morală? Să introducă morala în politică. Adică să nu mai facă șperțuri, pile, relații, nu. Se face fiecare să faci pe propria ta forță. Să știți. Păi da, da. Nu l-a cunoscut. Pe propria ta forță înseamnă, de fapt, să înveți anumite lucruri. Asta-i. Din, da. Familie, da. Din familie de sau de unde poți. De unde poți. Dar să ajungi să te descurci singur. La noi n-a existat intervenții și pile. Vreau să vă spun că dar tot trecem de la una alta, că nu trecem, viața e așa. Nu e adevărat, n-am trecut. Când am dat eu bacalaureatul, fiindcă am făcut o școală confesională la Blaj, care nu era deloc bine văzută, nu ne-a făcut centru de bacalaureat la Blaj, că suntem protejați de popi, și ne-a trimis la Sibiu, ca să dăm bacalaureat la o școală de stat. Și a venit președinte de comisie, domnul Deveroșca, spaima Facultății de Drept din Cluj. Deveroșca? Deveroșca. A, Deveroșca. Deveroșca, care era profesor de filozofie, care a acceptat invitația lui Maniu când s-a cucerit Ardealul să vină să refacă Universitatea din Cluj. Și acesta era un tip că spaima, cine lua examenul ăsta era terminat. Și el a fost numit președinte tocmai în anul în care se introdusese enciclopedia filozofică ca notă de bacalaureat. Și m-a apucat o spaimă teribilă. Și ne-am dus la Sibiu să ne cazăm fiecare cum am putut, până mă rog, maicile pe care ne-au cazat, unele ne-a primit, unele nu, dar a venit soția lui Cornel, care s-a cazat la hotel și a stat cu mine în ele 3 zile. Așa, mi-e sigur că mi-era spaimă de Roșca ăsta, dar el, care îl cunoștea foarte bine pe Roșca, că a fost studentul lui și, mă rog, putea să... Nu. Arlet, soția, zice, Cornel, dar te rog, ai un telefon cu Roșca? Să-i spun, nici să nu mă gândesc. Dar ce, să treacă gâsca asta protejată, dar ce, nu-i rușine? Dar de-aia am învățat. N-am vrut.
Și m-am fost foarte încântată când a vrut, că tot am note bune și am arătat că... Erați gâscă? Da, în gâscă era el, pentru toată lumea era gâscă. De ce? Am așa ducea el, gâscuța. Da. Păi și pentru Rodica era... Ei, Rodi a fost deșteaptă numărul 1. Doamnă pe Corneliu Coposu, a cărui condamnare la moarte a cerut-o și în 40 și nu știu cât, prin următorul articol. Și da acolo un articol din Scânteia, când a fost procesul lui Cornel, era să fie condamnat la moarte. Nu. Deci, era o ură personală. Eu, în a lui continuare, Brucan. Nu pot să înțeleg acest. Sau. Explicație logică. Această explicație logică. Nu. Nu aveți. Adică. N-ai cum. Ați fost alături de Cornel Coposu. Tot timpul. Un timp. Tot timpul, e adevărat, ați văzut acțiunile lui, da. Ce a făcut, ce da. N-a făcut, ce... Da. Și cu toate astea, după 89, a apărut, nu a apărut toleranța. Da. Bă, ia să vedem nebunul ăsta ce spune, da. Acest necunoscut da. Ce spune. A apărut din contră... Ia să vedem cum îl urăm mai rău pe da. Acest om. Păi da, el imediat după 89 a fost o campanie împotriva lui extraordinară. Nu erați pe lume presă. Atunci. În 89 eram. E, era. Da, 90, după da. Revoluție, să zicem. Da. Ce n-au scornit? Au primele ziare. Că e homosexual, că și Maniu a fost. Homosexual Coposu? Da, și ducea servieta lui Maniu. Că Maniu era homosexual, fiindcă avea ciorap de mătase, săracul Maniu. Și tot felul de porcării inimaginabile. Păi da, era un... Mamele care mergeau la jurământ, îl blestemau. Despre care sigur că ați auzit, Ion Băieșu. Da. Care a scris un articol... A, s-o las. De împotriva lui Cornel, că este emanația... dușmanilor clasei muncitoare, că de fapt nu se miră pentru că a fost în umbra lui Iuliu Maniu, că în timp ce el stătea și tremura că vine securitatea, făcuse niște piese, da. Puțin mai îndrăznețe, aștepta să sune securitatea la ușă, Coposu se plimba pe Champs-Élysées și mânca croissant și bea cafea. Săracul Coposu. Și el a zis, de ce nu da. Îi răspunzi? Și ce a zis Coposu? Nu voia. Că n-a fost în Franța să mănânce. Unde croissant, era în timpul comunismului? Tot... Nu s-a apărat niciodată. Deci o să afle ei. La timpul util și o să le fie rușine. Adică tarău. N-au aflat niciodată. Da, bine, formă cum vi se pare povestea asta? Că a venit moșier să-și ia moșiile, că a venit să-și ia sondele de petrol. Probabil l-au confundat cu Câmpeanu, că familia lui Câmpeanu într-adevăr a avut sonde de petrol.